Bună ziua tuturor! Îmi face deosebită plăcere să prezint pentru prima dată produsul despre care Julien și Jean-François au vorbit. Voi începe cu o scurtă prezentare a echipamentului, a set-top box-ului. Este un set-top box utilizat în milioane de gospodării în Europa, în Franța și Polonia. Este un set-top box matur, o platformă foarte puternică, stabilă. În spate are un sistem de operare Linux. Noi am customizat firmware-ul pentru a răspunde cerințelor DTH pentru piața românească și ne-am concentrat pe simplificarea modului de operare, echipamentului, rapiditatea în utilizare. Veți vedea mecanisme de filtrare a listelor și toate opțiunile care sunt disponibile. Toate opțiunile care le-am implementat și le-am cerut dezvoltatorilor de la Samsung să le creeze, au în primul rând la bază rezultatul unor studii care le-am făcut cu focus grupuri în diferite orașe din țară, diferiți utilizatori de televiziune prin satelit și de televiziune prin cablu. Și în cele ce urmează vom avea imaginea live de la unul din canalele noastre HD. Este vorba de Discovery. Se dă drumul și la sună. In downtown Washington, D.C. Am predefinit o listă cu toate canalele HD și vă voi povesti în cele ce urmează cum funcționează această listă. Am dat un nume, se cheamă Orange HD. Vom face o mic zapping. Acesta este un alt canal nou pe care l-am adus pe piața românească, MyZen. Personal îl iubesc, deci e foarte liniștitor. Live. După cum puteți vedea, calitatea este impecabilă. Ok, dar noi nu ne-am concentrat numai pe canalele HD, care veți avea posibilitatea să le vedeți pe televizoarele din spate. Dar și canalele SD au o calitate deosebită. De ce? Și vă voi da câteva exemple. Un prim exemplu ar fi canalele locale oferite de ProTV. Noi folosim același satelit ca și dumnealor. Deci transponderul lor, cel folosit pentru contribuția tuturor cabliștilor, este utilizat direct prin Simultrain. Avem, de exemplu, ProTV în formatul 16:9, care oferă cea mai bună calitate posibilă tehnologia SD. În plus de aceasta, noi alocăm până la 8 megabits pe secundă pentru canalele SD și 14 megabits pentru cele HD. Deci calitatea este foarte bună și pe SD. Un alt exemplu foarte important sunt canalele de la Antena. Antena 1, de exemplu, și restul canalelor de la grupul Intact sunt transmise pe fibră optică de la sediul lor tehnic până în sediul nostru tehnic din Globcast în Franța. Deci e numai fibră optică. E tot ce trebuie făcut este să upgradeze semnalul la high definition. Setup-ul nostru, să zicem, autostrada de care vorbea Jean-François, e construită și liniată. Bun, acum am să vă arăt funcționalitatea de care vorbea Julien, cea legată de listele favorite. Avem Igul TV cu lista predefinită de noi. În primul rând, aici le-am grupat într-un mod care, spunem noi, este cel mai uzitat. Vedeți, canalele cu o singură cifră sunt canalele cel mai comune pentru piața noastră.
După care urmează canalele pentru știri, pe urmă copii, cu 2 încep canalele pentru copii, cu 3 canalele de sport, cu 4 canalele documentare. Aici există posibilitatea sortării dinamice a listei. Dacă apăs cifra 4, îmi va arăta numai canalele cu cifra 4. Așa cum spunea Julien, avem cel mai mare line-up de canale documentare. Sunt în număr de 15. Și acum voi crea o listă nouă. O să-i dăm un nume, nu știu, m-am gândit la soția mea, e și mamă, și o să spun doar mama, ca să nu tastez foarte mult. Și acum, eu știu ce urmărește ea, deci o să merg pe varianta asta. Ok. Ok, acum voi putea să selectez un număr de canale. Ok. Am creat cele 2 canale, sunt... Deci am creat lista favorită de 2 canale, sunt în lista respectivă cu... Channel up, channel down, voi putea să văd doar canalele care mi le-am predefinit. Da? În plus, voi putea să schimb ordinea acestor canale. De exemplu, dacă vreau BBC Knowledge să fie al doilea, o să pun BBC Entertainment, Kiss TV. Deci am posibilitatea să le schimb ordinea în modul în care adaug canalele în listă. Da? Deci, practic, fiecare membru al familiei poate accesa canalele dorite, iar zapping time-ul este redus pentru că, practic, ai doar canalele pe care le urmărești. Dar am vorbit numai de imagine. Cu ocazia lansării Orange TV și din punct de vedere al inovației, vă voi arăta și câteva lucruri legate de sunet. De exemplu, avem canale care sunt transmise cu streamuri audio diferite. Stilul de pilotaj al lui Johnny Ray întoarce capul, este serios îngrijorat. Engleză sau română. Este valabil și pentru canalele pentru copii, de exemplu Discovery Channel la fel este în engleză și română. Dacă dorim ca și copiii noștri să învețe mai repede limba engleză, vor avea această posibilitate. Sau, un alt element important este sunetul surround, Dolby Digital. It's the only way to be sure that the fire is well and truly out. Da? Care permite, evident, instalarea unui echipament, un amplificator surround. Foarte important de subliniat este că acest set-top box nu funcționează doar cu televizoare HD. Da? Deci un televizor normal cu tub poate fi conectat foarte bine la acest receiver, are și o ieșire SCART, EuroSCART. Se vede perfect, noi am făcut teste, de exemplu, doar să vă arăt în meniu, la parametrii ecranului, poate fi format pe 4x3 sau 16x9, iar rezoluția ecranului poate fi și SD. E un SD, să zicem, mai bun decât 480p, dar e cea mai bună calitate care o poți obține pe un televizor cu tub. Iar utilizatorul nu trebuie decât să cumpere un alt televizor, putând păstra receiver-ul foarte bine. Mulțumesc! Thank you.